Veste bună anunțată chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, pe rețelele de socializare. Îndrăgita soprană Ozana Barabancea revine la Onești. De altfel, aceasta a fost în 2022 cu un minunat spectacol de teatru în luna mai, Cum să pierzi totul într-o zi, ale cărui bilete s-au epuizat rapid, dar și cu un recital de muzică și poezie sugestiv intitulat Tu ești artă și iubire, în care a fost alături de fiica sa Gloria, ce a avut